Pe definitiv ar fi o investiție bună? Suma nu e mică. Suma e de mare. Da. Asta am vrut să spun. Suma este mare pentru fotbalul românesc. 800.000 sau dacă exact, 600, pe acolo, 850. Dacă 600, a, dacă poate să mai negocieze. Dacă negociază până în 600.000, cred că merită. Dar ce depășește deja 600.000 pentru fotbalul românesc este o sumă foarte mare. Dar dacă reușește să negocieze, eu l-aș... Bine, eu. Dacă, da, aș dacă avea... ați fi în postură, da. Și aș avea bani ăștia. Da, cred că ar merita să-l ia definitiv pentru 600. Pentru da, că s-ar putea... e un jucător care poate să joace pe mai multe posturi și un jucător totuși care cochetează cu echipa națională. Corect. Și nu e, adică are și o vârstă ok. Nu e un tânăr, să zici așa, dar nu e niciun jucător trecut de prima... Așa. Adică poți să-l vinzi, poți să-l revalorifici dacă face treaba bună. Sau măcar să-l folosești 4-5 ani la lung. Dacă îl folosești 3 ani, ți-ai scos banii. Deci spuneți că până la urmă miza e la preț, bani, pentru că la preț, da. E clauza asta. Dacă tu te duci, domnule, nu-l vrem, dar dacă mai lăsați un pic, l-am vrea, ar putea fi loc dacă acolo vrea, la polonezi. Sigur că o să aibă loc negocieri, pentru că și cei... Dacă vor să scape ce de la Rakov de el... Da. Să recupereze o parte din bani. Să-și ia o parte din... Da, n-a fost foarte scump în momentul respectiv. Adică dacă probabil și-ar lua măcar cât au dat sau pe acolo, cred că le-ar conveni. Că, până cu la siguranță. Urmă, de multe ori când un transfer... Acum depinde ce, planuri, dat, depinde ce planuri au și ei. Corect, dacă îl vede că joace probleme, foarte bine, hai să și l-au urmărit înapoi. Că îl convoacă și Edi la națională, poate se schimbă da, situația. Bun. Da. Coman, acest Coman reinventat, domnul